Întreaga scenă s-a produs pe o ploaie torențială și a fost filmată de un trecător. Reprezentanții spitalului spun că bărbatul nu era într-o stare gravă, dar avea nevoie de mască de oxigen ca să respire. După vizita medicală, ar fi profitat de faptul că asistentele erau la un pacient aflat în stare gravă. A părăsit salonul, deși era aproape complet gol de la brâu în jos, și a ieșit în stradă. Cel care a alertat asistentele a fost agentul de la poarta spitalului. Avem mulți pacienți de genul acesta care în prima fază acceptă internarea, după care la câteva ore solicită să fie externați. Aici intervine echipa medicală și cu psihologul în echipă îl conving să accepte tratamentul și supravegherea. Am avut și două situații când tot așa au plecat din spital, dar au fost în curtea spitalului depistați și întorși înapoi în salon. Reprezentanții unității sanitare au sesizat polițiștii care au făcut bărbatului dosar penal. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care, în urma verificărilor efectuate, a stabilit că aspectele sesizate se confirmă, bărbatul fiind identificat la scurt timp în localitate, în moment în care au fost anunțați reprezentanții spitalului, care au preluat persoana și au reinternat-o. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnișire a combaterii bolilor. Din păcate, după gestul ieșit din comun, starea bărbatului s-a agravat, iar acum este intubat. Reprezentanții spitalului spun că nu este singurul caz cu care s-au confruntat și alți pacienți au încercat să mai fugă din spital.